Cântatul în sine e ca o chestiune de psihologie, de meditație, de rugăciune, poți să-i spui. Sunt vibrații în sunet, sunt frecvențe care ajung la public. E un fel de rugăciune în grup, de ce nu? Și muzica asta care a fost scrisă sub un har ne înalță, ne unește, ne umple sufletul poate de un pic de bunătate despre care am uitat de mult, că suntem așa de mâhniți și triști și supărați toți, că numai mizerii se întâmplă în jur, numai violență, numai crime, numai războaie. Singura chestiune e arta care ne poate salva cât de cât sau ne poate alina atâta durere cât există în lumea asta. Avem câteva zile de repetiții și spectacolul de duminică. Aștept doar să ne revedem și să creăm o energie frumoasă și să cântăm și să ne bucurăm. Mă voi reîntâlni cu dragii mei prieteni și colegi de scenă cu care de multe ori am ocazia să cânt pe marele scene ale lumii. Și țin să spun că sunt cu totul fericit pentru că acest spectacol va fi dirijat de maestru Crescenții, la care eu țin foarte mult. A trecut Mimi prin câteva experiențe, a mai crescut, a mai, mai acumulat, s-a mai dezvoltat. O să vedem. Sunt și eu curioasă cum o să mă desfășor în același mediu după atâta timp. Sunt un om destul de spontan și reacționez foarte ușor la mediul înconjurător și sunt tare, tare curioasă cum o să mă influențeze toată energia de aici, a colegilor, a prietenilor mei și aștept să văd cum e Mimi și eu. Am vrut să revin oricum la Cluj, dar în condiții în care să fim, să cântăm noi, prietenii și colegii cu care am crescut împreună. E greu la momentul ăsta să-ți alegi, să zic, partenerii de scenă și cu atât mai mult cu cât aici acasă zice, hai că vină și ăla, vine și ăla, v-ați nimerit să fiți toți disponibili și așa că este și profesională, bineînțeles, dar poate în mod special de suflet. Ce-mi vine în minte acum, după câțiva ani, după ce am plecat de la Cluj, așa cum în drumul nostru spre hotel de la aeroport, mi-a și apărut imaginea trenului. Făceam naveta, nu pot să zic așa, dar în fiecare weekend știu că plecam acasă la Bistrița, nu să-mi văd părinții, să fiu acasă, la bunici și mersul cu trenul era o întreagă aventură. De ce? Pentru că studenți fiind, neavând niciodată bani suficienți, mergeam cu rucsacul gol, dar era greu, nu știu de ce, asta nu mi-amintesc, și mergeam așa pe jos până la gară și era acel tren care pornea seara târziu și până ajungea la Bistrița era atâta de lent și oricum, noi ne amuzam minunat în tren. Chestiunea asta mi-a apărut instant în minte când m-am gândit înapoi, așa, în timp. Bineînțeles, toate experiențele din timpul facultății și prieteniile pe care le-am legat atunci și care au rămas, deși nu ne vorbim foarte des noi, dar când ne revedem e ca și cum nu ne-am fi despărțit. Și e interesant și minunat de observat cum fiecare dintre noi am crescut un pic, am rămas și copii, am acumulat ceva, am suferit un pic, am parcurs, am trăit un pic și am trecut un pic prin lume, cred că așa îi zice. Și e minunat să observăm ce și cum am devenit. Se simte Clujul
este, da, se simte Clujul și se simte Bistrița și mai ales se simte natura din mine și ador animalele și ador să mă duc prin oraș și dacă nu știu străzile, dar hoinăresc așa de una singură și vizitez și prin parcuri și văzând animale și am crescut așa poate un pic mai simplu și asta m-a format și asta mi-a rămas. Bineînțeles, am acumulat multe lucruri și văd multe lucruri în alt fel, dar nu are nimic a face cu ce mi-au dat ai mei de acasă. Și mai mult poate de la mama, pentru că ea era cântăreață și ea a vrut să facă neapărat o carieră, dar, bineînțeles, nu în direcția muzicii clasice, ci mai mult muzică populară românească. Nu a avut posibilitatea sau nu a fost susținut așa de familie cum m-a susținut ea pe mine, în schimb. Și când am spus, mama, asta vreau să fac, cu tot sufletul a fost acolo. Întotdeauna tata, după ce a văzut că totuși nu e o glumă de pubertin, de adolescent, am avut întotdeauna suportul lor și dacă nu neapărat un ajutor concret și material, dar sufletesc și sprijin și încurajări și întotdeauna a fost alături de mine. Dealuri, pădurea, un pod, este podul Bistriței unde mă duc, adică unde mergem cu mașina, mergem spre bunici. Dacă mă și emoționez. Pardon! Și turnul bisericii din Bistrița, turnul evanghelic. Astea sunt imaginele. Prietena mea și colega mea, Roxana Costeanu, când aveam noi așa vreo 17 ani, eram la liceul de muzică, dar pe mine mă interesa muzica pop. Pop românească, Mihaela Runceanu, am cântat și anumite lucruri. Nu știam exact ce vreau să fac, dar să cânt, asta știam că vreau să cânt și... Și ascultându-mă Roxana, fiind poate mai matură, mai înțeleaptă decât mine pe vremea aia, zice, tu trebuie să faci operă, tu trebuie să cânti operă. Bineînțeles că m-a șocat, adică cum? Ai văzut femeile corpolente, strigă acolo, care mai de care? Deci nu mi se părea o artă pe care eu aș putea să o fac pe viitor. Și zice, uite, ascultă CD-urile astea. Și erau anumite arii din diverse opere cu Maria Callas. Și am tot ascultat. Și nu știu de ce m-a atras așa de mult, încât tot trebuia să le repet, să le reascult, să le reascult. Și știu că ajutam pe mama prin casă. Ea gătea, eu mai ștergeam praful, nu știu ce. Și tot ascultam și așa m-a copleșit, așa m-a pătruns energia și emoția. Emoția din acea voce și forța și tumultul, nu știu, tot ce se întâmpla, muzica aia, așa m-a copleșit și am zis, asta o să fac și eu. Și de atunci, asta încerc să fac. Mi-am amintesc și de primul spectacol pe care l-am văzut la Opera Națională din Cluj. Aveam vreo 17-18 ani și știu că m-a impresionat atât de mult, toate culorile, cu muzica, cu... Era bărbierul din Sevilla și cine era bărbierul? George Petean. Și știu că stăteam undeva la Cucurigu, la cel mai departe loc și era el, Ghiță era așa, o figurină mică, mică pe scenă, dar știu că m-am amuzat copios și a fost încă o confirmare că asta este ceea ce vreau să fac și eu. Și pe vremea aia știu că era foarte, foarte plin. Era un public enorm la operă. Nu e timpul pierdut. Corect, o luăm dacă mai înainte. Oricum ne mai vedem. Reînviați cu evenimentul ăsta. Sper! Suntem foarte onorați și emoționați de faptul că, iată, în anul în care Opera Națională Română din Cluj celebrează 95 de ani de activitate, avem ocazia ca aici, pe această scenă, să sărbătorim și 25 de ani, un sfert de secol a televiziunii române Cluj.
cu care noi, în ultima vreme, Opera Națională Română din Cluj, avem un parteneriat pe care îl dorim de lungă durată. Nimeni nu se naște sus. Trebuie să dai la un copil, la un tânăr, cu ambiție, cu un anumit talent, șanse. Șanse să se afirme. Și dacă nu-i plătești, veneam de gratis, numai de drag să ne lăsați să creștem, să acumulăm. Măcar o lună să facem un... Aș fi stat pe lângă toate sopranele care cântau. Eram atât de înfometați de un pic de informație. Și bineînțeles, ni s-a dat șansa dincolo, am avut și norocul să ne afirmăm și bineînțeles că e minunat când dincolo ți se recunoaște o chestiune pe care acasă nu ți se recunoaște. Și după aceea când vii acasă, a, ești minunată, ești de-a noastră. Da, frate, dar când am fost aici nu mai băgat în seamă. E dureros, mă doare. Și câteodată poate, zic așa, nu mă duc să cânt acasă, pentru că atunci când vroiam să cânt acasă, nu mă băga nimeni în seamă. Acum că sunt acolo, la un anumit nivel... Da, toată lumea ne vrea acum. E dureros, e trist, e frustrant, dar vii pentru că vrei să vezi, să le arăți, se poate să visezi și să continui pe drumul ăsta cu toate durerile pe care le aduce. Se poate să ajungi undeva. De ce scenele internaționale vă primesc cu brațele deschise? De ce? Pentru că suntem buni. De ce? Pentru că suntem de 10 ori mai buni decât un italian sau un spaniol sau un francez. Dar pentru asta trebuie să luptăm de 10 ori mai mult. Da. Talentul este internațional. Să știți, n-are nație. Talentul ori ești talentat, ori nu ești talentat. Cum dacă se zice? Nu ești talentat, da. Poți să dar l-am sub la sânul maicii mele, talentul. A fost dat aici, aici a fost lăsat. În Bistrița, în Mălini, eu Mălini, sunt în Mălini, în Oradea, da. În Suceava. Constant, Craiova, acolo a fost lăsat. Frustul și tristețea a venit din faptul că nu l-am putut lăsa aici, nu l-am putut crește, nu am fost udat, s-a secat, din păcate. Și noroc pe noi că am fost aruncați în alte ape și am învățat să notăm acolo mai bine. E scris totul acolo. Este scris totul în muzică. Eu, prin experiența mea, sunt într-o oarecare măsură să exprim dragostea din experiența pe care eu am făcut-o, sigur, conștientizând sau știind ce fel de personaj este, că nu poți să interpretezi o regină în felul în care te interpretezi pe Mimi, din ținută, din articulație, poate din culori, nu știu. Faceți o probă de... Nu, nu așa. Faceți o probă de... Da. Am avut șansa, sigur, să întâlnesc în drumul meu oameni care m-au susținut, m-au recunoscut un talent în mine și l-au provocat, au vrut să vadă ce se întâmplă cu mine mai departe, sigur. Aruncându-mă puțin, poate, în apă rece, a fost copleșitor să plec totuși din Cluj, de la Bistrița, direct la Opera din Viena, unde se desfășoară artiști cu nume foarte mari. Sigur, a fost pentru mine așa un pic mult și poate este, sau poate a fost un parcurs destul de rapid și cu prea multe informații, prea dintr-o dată, dar dacă asta a venit înspre mine, Am făcut tot ce am putut ca să răspund cu cât mai multă disciplină, deși nu pot să zic că sunt un om extrem de disciplinat, sigur, trebuie să fie o disciplină, trebuie să ai grijă ce mănânci, trebuie să ai grijă să te odihnești, trebuie să-ți înveți repertoriu, trebuie să studiezi zilnic, dar vreau să mă depărtez de la ideea să nu ajungă o chestiune obsesivă, pentru că atunci nu mai poate fi natural, nu mai poate fi spontan, nu mai poate fi firesc.
încă învăț și eu să mă ajustez la fiecare situație care se ivește, la fiecare rol care se ivește cu vocea pe care o am în acel moment, pentru că e un instrument atât de sensibil și orice emoție din afară, dinăuntru, se răsfrânge pe glas. Automat, trebuie să lucrezi cu ce ai. Și dacă se nimerește să ai un spectacol în ziua respectivă, atunci ești pus în situații extreme unde lucrezi și te lupți cu tine, te lupți cu fricile tale, cu limitele tale, cu visele tale, cu tine. Curioso! Dammi il braccio, mia piccina. Oh, benissimo, signora. Che mami di? Io t'amo. Oameni importanți din viața mea au fost Johan Hollander, care m-a dus la Viena, m-a auzit și a zis: hai să vedem cum te descurci și ce faci tu dacă te punem pe o scenă așa importantă. Ei, am făcut tot ce am putut, se pare că nu a fost chiar așa greșit. După aceea am întâlnit-o pe doamna Iliana Cotrubaș, care m-a îndrumat, m-a protejat și m-a susținut pe o perioadă, atâta timp cât ea, sigur, avea putere și atâta timp cât eram eu în Viena și atâta timp cât sigur, se nimerea să avem același program. M-a susținut și m-a îndrumat, am acumulat cât am putut de la dumneiei. Niciodată nu o să zic că căutarea se termină la un singur maestru. Te dezvolți, te schimbi, acumulezi, prinzi mai multă încredere în tine, poate cu timpul și vrei să iei decizii și pe cont propriu. Asta nu înseamnă că e greșit sau bine, doar vrei să vezi cum mă descurc doar de unul singur și dacă deciziile poate nu sunt cele mai minunate sau poate se întâmplă să ai un instinct, nu știu, nu știu. Alte persoane minunate cu care am lucrat, am avut șansa să mă întâlnesc la Scala, în Milano, cu Franco Zeffirelli. Știm cu toții ce producții minunate a înscenat peste tot în lume și am făcut acolo La Bohème, iarăși. Ce coincidență că mă urmărește acest titlu peste tot. Și sigur, nu mai avea aceeași energie ca de altă dată, are totuși o vârstă înaintată, dar a fost pentru mine o emoție enormă să dau mâna cu el și amintindu-mi doar câți artiști au dat mâna cu această personalitate și am zis am simțit un oarecare schimb de energie și m-a bucurat enorm. Eram așa ca un copil care da, și alte personalități cu care m-am întâlnit și înainte în studenție, poate vedeam doar la televizor sau pe YouTube sau așa. Sigur, am avut și șansa să cânt cu ei pe scenă. Este Piotr Beceala, în primul rând, pentru că îl admir foarte mult. Este un coleg deosebit, un om la locul lui, cum se zice la noi, modest, pozitiv, matur, un coleg de bază și de încredere și foarte, foarte echilibrat. Ana de Trepco, care este o personalitate foarte exuberantă și foarte extrovertă, Krasimira Stoianova. Cu ea n-am cântat pe scenă, am avut doar plăcerea să o cunosc, o altă soprană pe care o admir este Ania Harteros, acum Sonia Ionceva, cu care am cântat la
chiar cu Teodor Oilin, care am cântat la Londra, la Covent Garden, același titlu Bohem, și ea făcea Muzetta și care acum face o carieră foarte importantă. Sigur, sunt nume multe și minunate și acumulez și sper să-mi găsesc și eu locul undeva între acești artiști. Nu e ca și cum îți ajunge o energie de bază pe care o ai la nivel zilnic, ci e nevoie de un extra plus, un surplus enorm, să proiectezi vocea, atâtă voce care să parcurgă și să treacă peste orchestra de 80-100 de oameni, să o transmiți, să meargă până în ultimul rând la cucurigul acolo sus și în spate, să transmiți o emoție. De unde e energia asta? Nu știu. Este poate și un dat, atunci când se întâmplă să mă simt eu așa foarte energetică, simt că parcă totul se aliniază așa într-o direcție. Am dormit bine, am mâncat bine. Sunt lucruri esențiale și simple ale vieții care mă fac să mă simt așa. Na? Bine, bine. Te-a devenit un pic ușor. Pic. Bolile, stai morto. Si, adesso amor. Bienvenido. Atenție pentru 12. Merge. Dai. Un po' di vino. Grazie. A lei. Non ne posso più. Come qui fuori. Qui. Relația, sigur, pe care o am, îmi dă mult suport și ceea ce mă bucură la această relație este că nu sunt iubită pentru că sunt o cântăreață, ci sunt iubită pentru persoana care sunt în spate. Nu sunt doar o cântăreață și nu vreau să fiu doar asta. Vreau să fiu o femeie normală, să mă duc la cumpărături, să mă plimb prin parc cu el, mână în mână, să gătim împreună, să mergem la film, lucruri simple de care mă bucur enorm. Musetta insegna il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata. E freddo, entrate. C'era Dalfo? Sì. Non posso entrare, mamma. Perché? Rodolfo, 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 Rodolfo,
ne venia questa volta. Si desta, salta, mi cerca. Viene! Che non mi veda! Or rincassatemi, mi per carità, non fate scene qua. Ne amintim cu plăcere momentele pe care le-am petrecut la Oradea în 2009, aventura care a fost acolo, că numai faptul că boema se petrece în mare parte iarna și era un frig de noi adevărat chiar și în sală, și ce s-a întâmplat când actul întâi, de exemplu, împreună cu Adisem Petrean, care era tot așa colin, am dat foc în sobă, realmente am dat foc în sobă și s-a umplut toată scena și sala Casei de Cultură de fum, și în timpul ariei lui Mimi și a lui Rodolfo, Anita și respectiv Hector Lopez, că el era Rodolfo, scoteau lemnele din sobă și le stingeau cu piciorul, că nu mai puteau cânta de frig. Pe Anita Hartig am avut bucuria să o cunosc în 2009. Era, așa cum este și acum, o fată sensibilă, firavă, cu un suflet extrem de mare și generos. Este o persoană care atunci când intră pe scenă caută în primul rând apropierea față de colegii de distribuție, față de regizor, față de elementele de decor, față de tot ceea ce o înconjoară. Ceea ce m-a frapat din prim moment la tânăra artistă Anita, pe care am cunoscut-o și care, iată, acum a ajuns una dintre primele soprane ale lumii, a fost smerenia cu care pășește pe scenă, felul în care, în momentul în care a atins podeaua scenei, se metamorfozează total în personajul care îi este dat. Eu am cunoscut-o tot cu Mimi și s-a dovedit ulterior că este un rol de suflet al Anitei, pentru că l-a interpretat cu mai multe ocazii, și eu cred că o parte din acest personaj, Mimi, există de fapt cu adevărat în sufletul Anitei Hartig. Ed ora come faccio? Così. Che viso d'ammalata. Si sente meglio? Sì. Qui c'è tanto freddo, segga vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco, poco. Così. Grazie. Che bella bambina. Tanta fretta! Sì. Pentru mine, pentru Cosmin Sime, pentru Anita Hartig, Boema are o însemnătate specială, pentru că a fost spectacolul nostru de licență la terminarea conservatorului. Și de atunci l-am mai făcut o dată în 2009, la Oradea, și practic din 2009 este prima dată când ne întâlnim iarăși pe scenă în Boema. Și atunci, bineînțeles că bucuria este cu atât mai mare, cu cât acest lucru se întâmplă în fața publicului clujan, care pentru noi toți este practic acasă, scena clujană este acasă, este scena pe care am debutat, așa că nu pot decât să spun că sunt mai mult decât încântat să pot să fiu aici. La più divina
alfiere. Tutti io l'ho offeso e lutto mia mimì. Allegrie un po' delicò e via pensiero al ti mi chier bevion bevion. Este de datoria mea să îmi provoc talentul pe mai departe, atât cât o să pot și sper să am nervi tari să mă țin pe mai departe, să fac față cererilor, pentru că toată lumea așteaptă de la tine atât de mult și nu se gândește că ești doar un tânăr, un om care, pe lângă, cum am spus, pe lângă viața de artist, ești și un om cu tot ce aparține de asta. O să încerc atâta timp cât o să am energie, cât o să mă pot alimenta, poate din univers, câteodată când îmi iese să meditez și să mă rog sau să mă gândesc că este ceva mai mare decât mine, zic, umple-mă cu energia ta și cu iubirea ta să pot da mai departe. Și câteodată iese, câteodată reușesc. Sunt un om care are multe discuții cu sine însăși și lupt cu mine, cu tot ce sunt și poate sunt preocupată, poate așa se vede din afară că sunt prea preocupată cu persoana mea, dar nu cred că sunt un om orgolios sau absorbit de sine. Nu sunt un om la care îi place să se facă important sau să dea important, pentru că știu că acest talent nu e meritul meu. Nu e meritul meu și nu știu cât pot să-l duc, să zic așa, sau dacă pot să-l duc așa cum s-a gândit universul că ar trebui să-l duc. Așa că, da, sunt multe chestiuni de pe care nici nu știu dacă pot să le împărtășesc sau dacă are sens să le împărtășesc sau dacă are vreun rost. Dar asta țin de mine și de procesul meu, de viața mea și de maturitatea pe care o să o dobândesc la un moment dat. Nu știu.
Am avut o copilărie simplă și frumoasă la bunici. Am crescut cu multe animale în jurul meu și asta m-a... Cred că m-a ajutat să fiu așa aproape de natură. Mi-a dat așa o naturalețe, poate, o simplitate, nu știu ce, dar mi-a dat foarte mult, asta știu. De când îmi amintesc și îmi amintesc o imagine, acum cum ajutam pe mama în bucătărie, era aproape de Crăciun, cred, și o ajutam pe mama să facă curat în bucătărie și cântam cântecele și mama zice, și cântăm și să fim cu minți și nu știu ce, să... Știu că am curățat papucei, să-i punem la ușă, să așteptăm pe moș Gerila sau așa, nu mai știu pe vremea aia. Dar în copilăria pe care am avut-o, știu, cântam foarte mult, cântam, eram veselă. E așa destul de trist, pentru că în momentele astea îmi dau seama că nu aș fi avut absolut nicio șansă să ies din orășelul ăsta, deși orășelul e minunat, e un oraș săsesc, e mic, aproape mergi pe jos într-o jumătate de oră dintr-un capăt în altul, dar totuși, în ce privește arta sau în ce privește visele, chiar ești cu zidul chiar așa în față. Nu prea sunt șanse, sincer. E șocant. E șocant că totuși undeva o forță din univers m-a înconjurat sau m-a alimentat, mi-a dat elan, credință sau, nu știu, speranță că o să pot să fac ceea ce îmi doresc sau ceea ce mi s-a dat de undeva. E trist că sunt sigură că sunt mulți copii și mulți tineri cu talentul, același talent sau cu multe alte talente care efectiv sunt limitați de mediul în care trăiesc și nu au concret o șansă să-și crească talentul sau să-l desfășoare acasă, să-l dezvolte acasă. Sigur, profesorii de aici sunt eroi. Sunt eroi că fac tot posibilul cu lucrurile pe care le au, cu limitele pe care le au să învețe un copil sau să-i insufle o speranță în continuare. Avem vreo, nu știu, 12 ani și se făceau și scenete, sigur, cu nașterea lui Isus, nu? Și știu că am interpretat odată pe Maria. Și aveam așa multe haine pe mine, pentru că era atât de frig și asta era singura modalitate să ne ținem cât de cât calzi. Și sigur că aveam dialoguri, am învățat o piesă mică de teatru cu nașterea lui Isus și cântece și muzică și... Îmi place să-mi revăd prietenii și foștii colegi, dacă am timp, la bunici. Trebuie să-mi văd bunicii. În anul ăsta am pierdut doi dintre ei și nu am fost la înmormântarea lor, din păcate, sau din fericire, pentru că nu știu dacă aș fi putut face față unei asemenea pierderi. Sunt un om atât de sensibil și dacă am de cântat, trebuie să cânt, nu-i voie să plâng. Și acum, după câteva luni bune, mă inspir în operele unde eroina moare la final, mă gândesc la bunicii mei și e greu să mă țin în frâu, să nu plâng. Dar știu că energia lor mă înconjoară și energia lor rămâne mai departe sau trăiește prin mine mai departe. Și asta e o consolare destul de mare. Locul ăsta a fost o pianină și fratele meu, când era mic, așa, copil, aici a studiat pianul și a învățat și acordionul cu Herr Zeig, cu domnul Zeig. Pe la 14-15 ani am început la școala de artă, populară de artă aici, când a fost pe vremuri. Am început cu muzică pop românească, adică muzică românească. E timpul să pleci și ușa se închide, orgolii mai vechi, e greu să le... nu mai știu. Pe undeva pe unde te duci, asta e mândria noastră, a Bistriței. E superbă, să știți că o suport. Sunt, în fond, un om simplu care se bucură de lucrurile simple atât de mult, nici nu vă puteți imagina.
Și asta cred că mă ține pe pământ, simplitatea asta. Cred că e foarte dificil pentru un cântăreț să înțeleagă că nu poate să stea pe scenă până la fine, mai ales pentru noi femeile care avem poate o fizicalitate mai fragilă. E greu momentul poate să decizi. Nu mai sunt sau nu mai pot să dau ce am dat. Înțeleg că trebuie să renunț și să fac loc următorului. Cred că e un moment foarte dificil, dar și de mare maturitate și de mare înțelepciune. Să fie făcut și la momentul just în care nu ajungi să decazi, chiar să te degenerezi și să nu mai vrea lumea să audă de tine sau să te vadă pe scenă. E ciudat. Încă nu m-am gândit chiar așa de mult la acel moment, dar m-am gândit la faptul că aș vrea să, dacă o să pot, să dărui mai departe din cunoștințele pe care le-am dobândit și o să le mai dobândesc unei tinere, poate e mai ușor să lucrez poate pe același tip de voce. Thank you.
sigur că mi-ar face plăcere. Sigur că mi-ar face plăcere. Să dau mai departe. Cred că ăsta e rostul.